La transport, din bugetul local s-au acordat gratuități elevilor din învățământul preuniversitar, care frecventează cursuri la unități de învățământ în Pitești, în valoare de aproape 4 milioane de lei. Și bineînțeles că au fost menționate facilități de abonamente reduse și gratuite pentru diferite categorii de persoane, în valoare de aproape 9 milioane de lei. Fonduri nerambursabile aici, avem contractul în derulare cu cele 40 de autobuze electrice, am văzut o fel de reacții pe Facebook, o spun încă o dată foarte clar, primul autobuz, mi s-a spus, vine în luna martie. Sper ca până la sfârșitul anului să le avem pe toate. Și de asemenea avem în derulare contractul privind realizarea stațiilor de încărcare a autobuzelor electrice și am reluat procedura de furnizare pentru cele 20 de autobuze hibrid. Am fost selectați de către ANAP pentru verificare, probabil va dura ceva mai mult. 9 decembrie, deci mai avem aproape 2 săptămâni de zile, este termenul limită pentru depunerea ofertelor pentru proiectul cu modernizarea stațiilor de autobuz în Pitești. Vom avea 99 de stații absolut noi. Trei trasee noi pentru transportul public și 6 stații noi de realizare de piste și trasee pentru bicicliști. Și bineînțeles că avem și cele două puncte de transfer la zona Baulin și capul de linie de la Gheorghe Doja. La fel, 3.800.000 proiectul, 3.700.000 fonduri nerambursabile. Am reușit în sfârșit să constituim Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pe Transport, împreună cu Consiliul Județean și cu comunele Boascov, Mărăcineni și Bradu. Bineînțeles că perspectiva extinderii o avem pentru anul viitor, după ce achiziționăm autobuzele electrice și în prima fază ne gândim, bineînțeles, la Ștefănești, Albota și Moșoe. Piste pentru bicicliști. Din bugetul local deja am început, vrem să facem o pistă pe Frații Golești, să unim calea Craiovei cu cea din Basarabiei. Ați văzut că am început să lucrăm. Ne-am oprit în momentul de față doar pentru a vedea exact cum stăm cu proiectul care l-am depus Pandie Salini pentru Frații Golești. Și avem în proiectul de care vă vorbeam cu stația călători 6 km de piste biciclete pe Basarabia, Petrochimiștiul, Lânăriei, Târgu din Vale, Promenada Râului Argeș până la Parcul Lunga Argeșului și încă 1,7 km de piste de biciclete în Parcul Lunga Argeșului 3.